Salutare tuturor! Eu sunt Pedro și în clipul de astăzi vreau să discutăm despre o situație pe care o întâlnim de obicei la toate telefoanele Samsung pe care le achiziționăm de fiecare dată. În situația de față avem un Galaxy A52s 5G și poate mulți dintre voi aveți problema atunci când doriți să-l închideți. Vi se deschide Bixby Routines Adică chestia asta Bun Și bineînțeles că mulți când apasă pe butonul acesta Dorește să-l închidă Ei, în clipul de astăzi Vom vedea cum facem în câțiva pași simpli Să nu mai apară această chestie enervată, enervantă Denumită Bixby Routines Și intrăm Bun, hai să o luăm mai ușor Deci, intrăm în meniu după care la setări, aici o să ne apară ceva genul ăsta, dăm în jos până la caracteristici avansate, avem tasta laterală și avem două lucruri pe care le putem seta. La apăsare dublă, adică gen când faci tuc, tuc, asta, putem să dăm lansare rapidă cameră foto, deschidere Bixby sau deschidere aplicații Ceva genul ăsta, da? Deci s-a camera, s-a deschis camera, da? Ok, bun. Ieșim de aici și putem deschidere Bixby sau deschidere aplicații. La deschidere Bixby activăm chestia enervantă de mai devreme, iar la deschidere aplicație putem selecta o aplicație anume pe care să o deschidem prin dubla apăsare taste laterale. Dar ce ne interesează pe noi e aici. Mențineți apasat și avem activare Bixby selectat și vom selecta meniu oprire, da? Și asta a fost tot. Hm. Acum ținem apăsat și avem meniul acesta și dăm închidere. Bine. Teoretic ar trebui să-i dau eu, dar n-am nimerit. Da. Sper că v-a fost de folos acest clip. Eu am fost Petru, vă asus pe canalul meu de YouTube, Vosim Device. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Salut!